Este cineva între noi care a primit o însărcinare și a uitat să o aducă la îndeplinire și atunci m-am gândit ce să fac ca să nu pățesc și eu la fel. Zicam să spun primul lucru, asta ca să nu uit. <laughs> Avem salutări de la Loma Linda, adunarea ne salută cu mare drag și îi mulțumim lui Dumnezeu și noi la rândul nostru salutăm pe frați și nu numai pe frații din Loma Linda, ci pe toți pe care îi avem pe suflet și pe, pe noi toți pe care ne-am frățit aceeași speranță. Astăzi învățăm un cuvânt provocator, dar vreau să cer iertare dacă aș dori să mergem pe pământ totuși, cu picioarele pe pământ vreau să spun. E bine să mergem și cu capul nori, că viața nu este doar pe pământul acesta, dar nu doar cu capul nori, ci trebuie să fim cu picioarele pe pământ. Pentru că astăzi învățăm despre mărturia vieții noastre atunci când prețul acestei mărturii este însăși viața. E una să-ți prețul să fie casa, să fie orice altceva. Sunt oameni care au pierdut enorm. Pentru el am pierdut toate. Bun. Asta e una. Toate. Și e cu totul altceva. Să depui mărturie atunci când prețul mărturiei tale este însăși viața. Până la moarte. Aceasta e tema noastră de astăzi, cu care de altfel se va încheia și săptămâna aceasta în care am păstrat un duh de rugăciuni. Mulțumim lui Dumnezeu că în mod special El a ridicat sufletul nostru în atmosfera rugăciunii pe care suntem îndemnați să o păstrăm pe parcursul anului în care ne pregătim să intrăm ca să putem înțelege ce înseamnă lucrul acesta, trebuie să definim câțiva termeni foarte clar până la moarte, mărturie care, al cărei preț este moartea. Ați observat că la Action, băieții care am luat mașini de la Action, sau la case, sau la ceva, uh, licitezi și zice, un um, leu, doi lei, trei lei, și tu zici în mintea ta, bă, frate, merg până la zece lei, dacă trece de asta, nu mai. Nu. Și ajunge la prețul la care ai zis tu, și de acolo tu te-ai retras. Tu nu mai. Și altul, altul dă de mai departe și ea. Întrebarea care s-ar ridica acum cu privire la mărturia noastră despre Domnul Hristos, până unde ai fi dispus să mergi? No, când le citează altul în locul nostru, ne întreabă până unde ai vrea să mergi. Dar tu până unde, până unde ești dispus să mergi? Cred că ar fi ușuratic să spunem până la moarte. Este drept, este normal, așa ar trebui să fie, acesta este idealul. Dar așa cum mi-a spus într-un într tribunal un jurist, mi-a zis... Am depus mărturia mea și a zis, tu ești un om al lui Dumnezeu. Și eu am spus, zic, aceasta e rugăciunea mea. Eu nu pot să spun așa ceva despre mine. Și nu voi spune niciodată. Trebuie să spună cineva din cer acest lucru și trebuie să spună alții. Dar în niciun caz n-am să spun eu despre mine așa ceva. Iubiții mei, frați și prieteni, până unde ești dispus să mergi? Ați observat că și în suferință sau în răbdare, spre exemplu, avem același principiu. La un moment dat spunem până aici și ne-am oprit sau m-am săturat sau depinde de tot felul de expresii care le folosim cu această ocazie, punând o limită până aici. Dar în ce privește mărturia și credincioșia ta față de Domnul Hristos, până unde? Cât ești dispusă să mergi tu? Un om dintre noi vine la Mântuitorul și îi spune ceea ce ne-am putea grăbi noi să spunem. Repede. Cu tine, spune el, merg până la moarte. După o clipă de liniște, Isus îi răspunde așa cum găsim în Ioan, capitolul 13, versetul 38. Îți vei da viața pentru mine? Pentru tine îmi voi da viața? Îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spune că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori. Că nu mă cunoști? Că nu m-ai văzut în viața ta? Îmi dau viața pentru tine. Îți dai viața pentru mine. Uite, vreau să-ți arăt ce departe este gândul tău față de adevărul pe care îl cunoaște Dumnezeu despre tine. Cât de departe este lucrul acesta? Indiferent cine ar fi spus cuvintele acestea, să zicem, Noe, Daniel și Iov ar fi spus aceste cuvinte, vă asigur că Isus îi răspundea la fel ar fi spus lui Noe, sau ar fi spus lui Daniel și lui Iov, dacă ziceau, îmi dau viața pentru tine, Iisus spunea, îți dai viața pentru mine? Fii atent, Noe, fii atent, Daniel, fii atent, Iov. Nu va cânta cocoșul noaptea asta până când ai să te lepesc că nu mai ai văzut în viața ta. Nu e Daniel, Iov, ia, ia, absolut. De ce? Ce lipsește? Care e problema aici, în această mărturie? Îmi voi da viața pe... Păi lipsește Domnul Hristos de aici eu îmi voi da viața pentru tine. Mântuitorul spune, despărți de mine vei face opusul. <gântuia> nu numai că nimic. Despărți de mine. Tu nu poți să spui, îmi dau viața pentru tine, Doamne. Sau... Nu. Aici era marea lui problemă. Dar ideea în sine de a pune viața la bătaie, de a rămâne credincios lui Dumnezeu atunci când este în joc viața? Aceasta este întrebarea de astăzi. Și iubiții mei există în jurisprudența americană, cred că în toate juridicul din lume, există o prevedere că tu poți să scrii testamentul vieții tale atâta timp cât ești întreg la minte. În toate facultățile mentale, vreau să spun. Că e posibil să facă cineva un Alzheimer sau să își piardă mintea, să nebunească, să devine viitor. Și în condițiile acelea, el nu mai poate să-și exprime voința. Că atare, atunci când este în formă, el se așează jos și el scrie, uite, astăzi, în depline facultăți mentale, hotărârea mea liberă, neconstrânsă, este aceasta. Și se pune acolo. Și se ține cont în instanță nu de ceea ce au manipulat oamenii și au dus uneori cadavre, dar au, -au, -au mâzgăli hârtii, nu de aceasta, ce va ține cont de ceea ce un om a hotărât cu mintea întreagă. Astfel că noi nu trebuie să luăm o astfel de o hotărâre într-o împrejurare ca aceasta în care intrăm în panică, viața, va, mie să ia viața, mor sau ce fac, viața sau credința acum. Nu în momentul acela, ci când suntem liniștiți într-o zi frumoasă. Trebuie să gândești. Până unde sunt eu dispus să merg? Ce preț sunt eu gata să plătesc? De ce spun să nu fim ușuratici în treaba aceasta? Pentru că e cunoscut un lucru foarte serios care a fost enunțat de însuși Diavol, de însuși Satan, a fost enunțat în Iov, în capitolul 2, versetul 4 unde el îi spune lui Dumnezeu, eu își va da viața pentru tine. Și <laughs> citează lui Dumnezeu, diavolul, un proverb. <laughs> piele pentru piele. Omul dă tot ce are pentru viața lui și pe Dumnezeu și credința și toate pentru viața lui. Asta spune diavolul. Și noi nu trebuie să spunem, o, dacă a deschis gura diavolului, este o minciună este practic o cădere, o trădare, o manifestă, un adevăr despre trădarea lui Dumnezeu. El știa din propria experiență că pentru el valoarea supremă era pielea lui. Reputația lui, numele lui, cine e el și așa mai departe. El e în centru tuturor lucrurilor, el are această religie a eului. Și el de aceea rostește lucrul ăsta. Legea lui Dumnezeu sună astfel, altfel. Dacă cineva te-ar întreba pe tine, ia dăm și mie o definiție a vieții tale. Ce ai răspunde, frate, la treaba asta? Unul ridică o pahar, sau, asta e viața mea și gata. Altul nu știu ce face, unul uite ce are, altul și arată nepoții, asta e viața mea. Așa. Depinde cum ar defini cineva. Unul sportul e viața lui, altul muzica e viața lui, altul diverse, diverse lucruri. Numărul 1, nu-ți vei da viața niciodată decât pentru ceva care este mai scump decât viața ta. Niciodată nu-ți vei da viața în alte condiții, nu trebuie să se înșele nimeni pe chestia aceasta. Dacă există în viața ta ceva care ți este mai scump decât viața ta, nu o să se aplice acest proverb satanic, piele pentru piele, omul dă tot și pe Dumnezeu pentru, pentru pielea lui, pentru viața lui. Dacă ai ceva mai scump decât viața ta. Și lucrul acesta mai scump decât viața nu e neapărat nevoie să fie Dumnezeu sau un lucru bun, poate să fie un lucru nebun. Și acel lucru nebun din viața ta îți este mai scump decât viața. Adică ați observat băieții care se aleargă pe, pe, autostradă, omul cu motocicleta din fața noastră. Când am plecat atunci de la adunare și am văzut ceea ce nu putem să uităm niciodată, că a fost, eram imediat următor după el. Pentru el, Viteza și depășirea era mai scumpă decât viața. Frate, mor, nu-ți dai seama că mor? Nu, mă interesează, mă interesează să fiu primul. Și cineva să sperie a oprit mașina puțin pe zi și soția a țipat, e mort! Și în clipul următor era mort. A zburat motorul, a zburat bucăți din motocicletă, a zburat dumnealui pe partea cealaltă și au trecut mașinile peste el și a fost la news arătat zice, a murit într-un accident de motocicletă, spune cineva. E adevărat? Nu. No. Știți ce l-a omorât pe omul ăsta? Faptul că el avea ceva în viață care era mai scump decât viața lui. Viteza, primul, competiția, mai scump. Bine, dar pui viața la bătaie pentru așa ceva? Nu mă interesează viața. Omul își dă viață. Cine îmi spune mie? Cunoașteți câteva cazuri de dat viața în Biblie, dar nu de jerfit viața, ci de luat viața. Cine știe de ce s-a sinucis Ahitofel? El a plătit cu viața. El avea în viață ceva care era mai scump decât viața lui. După cum e băiatul ăsta cu viteza sau altul, cum diverse, cu bani, cu desfruguri, cu putere, cu avere, cu faimă și așa mai departe, la el era problema aceasta a supremației lui ajunsese să fie privit în Israel ca Dumnezeu. Orice cuvânt spunea omul ăsta, spune Scriptura chestia, lucrul ăsta, zice, oamenii ascultau la el și ce spunea el era ca și când ar fi vorbit Dumnezeu. În clipa în care masca aceasta cade de pe fața lui și se arată că nu este Dumnezeu de niciun fel, este un biet sărman, un om bolnav de gastrită, sau cine știe ce-o fi avut și el cu măgarul lui, cu, cu, cele ce avea acolo. În momentul când a căzut masca aceasta de Dumnezeu de pe chipul lui și când omul care se închina la propria lui părere a fost expus omenirii, că este un simplu cetățean. În clipa aceea spune Biblia, a pus pe măgar, s-a dus acasă, a pus actele în ordine și s-a executat imediat. S-a condamnat la moarte și s-a executat. Pentru el această imagine pe care o avea el între oameni era mai scumpă decât viața lui. de și-a și luat viața în clipa când imaginea aceasta i-a fost luată. Bine, asta e rău și la fel este Iuda. Dar Iuda de ce s-a spânzurat? Așa avea o altă întrebare. Pe cine a spânzurat Iuda? dacă ați putea să-mi spuneți. Că Iuda a spânzurat pe cineva. El a spânzurat pe omul care l-a înșelat atât de grav cu privire la Isus. Cine era omul la care l-a înșelat pe el atât de grav? Era chiar Iuda. Și pe acesta l-a spânzurat el. Era aceasta singura cale? Ultima eroare a fost aceasta. Nu era singura cale. Nu trebuia să se împace cu Iuda acesta care l-a înșelat cu privire la Isus. Am vândut sânge nevinovat. M-a mințit ăsta pe mine și mi-a spus că e sânge vinovat și era sânge nevinovat. E adevărat lucrul acesta. În loc să-l spânzuri pe Iuda ăsta care te-a înșelat, de ce nu te împaci cu Dumnezeu? De ce nu te duci să-i spui cum mi a spus ofițerul acesta din uh, Rixo Ridge? Ați văzut că el l-a bătut întâi pe Desmond Doss, l-a bătut, l-au scuipat, l a învinețit sărmanul de el, era, era tot carne vie de mâna lui bătut de capitanul ăsta. După care el scoate pe capitanul ăsta din iad, din foc îl scoate, fără picioare, tăiat și îl scoate de acolo plin de sânge, îi scapă viața, este în viață capitanul ăsta. Și uh, el a declarat, zice, în viața mea nu m-am înșelat cu privire la o ființă umană, cum am înșelat cu privire la omul ăsta, pe care îl bătuse la început și îl făcuse pe el Dacă este ceva în viață care ți este mai scump decât viața ta, pentru acel lucru îți vei da viața. Dar dacă te întreabă cineva, da, care e definiția vieții tale? Tu, cu ce numești tu viață? Ce ai răspunde? Cei mai mulți oameni sunt în confuzie, n au nicio idee, refuză să gândească, pe ei nu-i interesează ce de ce e viața. De pe o zi, pe alta, e un fel de drog acesta care nu necesită niciun fel de angajare. Ce vine, ce trece, n are nicio importanță. Cum a zis cineva, zice, nu, omul zice că trebuie să asta după apă, cum moare casa așa și omul. Puh, nicio diferență. E un om care a hotărât să gândească în felul acesta. Dar poate tu ai o gândire despre viața ta și dacă cineva te întreabă, mă frate, dacă e vorba să de definiția vieții tale personale, ce e mă viața ta? Sau cine, cine e viața ta? Ce răspunzi? Ce răspunzi la acest lucru? În Coloseni, capitolul 3, versetul 4, Pavel spune credincioșilor din biserică. Atunci când se va arăta Hristos viața voastră. Ce este viața ta? Îți dai viața ta. Ce este viața ta? Care e definiția vieții tale? Pentru mine, spune Pavel, a trăi, a fi în viață, viața înseamnă Hristos. Doar, dar poți să mori pentru și care e problema? A muri e un câștig. Dar în ce condiție a muri e un câștig? Păi lumea are dreptate să se jelească la morți. Dar și cel credincios are dreptate să nu se întristeze la moarte. Dar de ce? Pentru că Biblia spune, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. I a spus lui Ioan Crisostomul, dacă nu încetezi predicarea, te omor. Și Ioan Crisostom a spus, nu pot să mă omor, nu ai cum, nu poate nimeni să mă omoare adică măi, armata romană și legiunile ro Nu, n-ai cum, pentru că viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Atunci te exilezi. Pe mine să mă exilezi? Păi Până ai unde? Dumă la polul nord, dumă la polul sud, dumă la ecuator, acolo e țara tatălui meu. Unde să mă exilezi tu pe mine? Din... O spune că un tânăr pastor metodist s-a dus la patul unei credincioase și care murea cam de tânără. leu și se tot. Era începutul drumului lui și încerca să își exprime tragedia, drama, disperarea, regretul pentru această viață, la care această doamnă, că așa spune în Biblie, veți domni în viață împreună cu Hristos. Asta e domnie, cine umblă cu Domnul Hristos. Și doamna aceasta îl privește înțelegătoare. Și îi spune de ce ești așa de preocupat. Deci eu voi trece, în câteva ore, a spus doctorul, voi trece Iordanul acesta. Dar știi ceva, a spus doamna. Tatăl meu este proprietarul țării și în partea asta de Iordan și în partea cealaltă de Iordan, zice. Unde? Despre ce tragedie vorbiți? Nu vă întristați ca aceia care nu au nădejde. Și dacă într-adevăr v-ați ancorat nădejdea în Hristos Iisus, atunci viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și ce voi face dacă voi fi singur și dacă voi fi părăsit? Și aoleu, nu e nimeni cu mine? Păi așa este, așa este. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine. Nici doctorul Luca a fugit de frică sărmană. Nu, a zis, părinte, Pavel, mă ierte Dumnezeu, dar nu pot. Nu mai pot să stau, s-a uitat nerul la tine, ne sterge pe toți, dacă ne vede la, revedere, au fugit toți. Fiți atenți ce scrie aici, la întâiul meu răspuns de apărare, toți m-au părăsit să nu li se țină în seamă păcatul acesta. Se roagă el asemenea lui Ștefan, nu le ține în seamă păcatul, se roagă el asemenea lui Isus, iartă-i că nu știu ce fac. Să nu li se ține în seamă păcatul acesta. Nimeni n-a stat lângă mine, dar, versetul 17, Domnul a stat lângă mine, nu că n-ar fi dorit să fie cineva lângă el, asta e păcat. Să vezi pe cineva într-o situație de felul ăsta și să treci mai departe pe alături. Să pretinzi că n-ai văzut. Să pui muzică în biserică, haideți, cântați cântarea 43, fraților, până trece trenul cu evrei către Auschwitz. Și să n-auzim țipetele acelea din tren și copiii și nenorocirii și moartea, trenul morții mergând de acolo. Vă rog, să cântăm cântarea 43. Poate nu ne putem bate cu trenul și nu ne putem bate nici cu Hitler. Dar o rugăciune putem spune? dar împreună simțire pot să am ca și când copilul meu ar fi acolo în tren. Care e diferența până la urmă? n are și copilul la o mamă și care la fel sângerează și... Nu pot să influențez evenimentele internaționale sau cele politice, nu mă bag eu în treburi. Ba da, mă bag. Nici nu știți cât de serios. Mă duc, închid ușa, și știu ce vorbesc cu tatăl meu ceresc. Nu mă pot duce, nu am puterea aceasta, nu am căderea aceasta, dar am o alta, care este mult mai însemnată. Și imediat văd mișcarea apelor la mare distanță. Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului, deși n-a stat nimeni lângă mine. Dar asta, Domnul. Am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi. Am învățat ceva din treaba aceasta, și anume, că oriunde voi merge și orice se va întâmpla, Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui. Nu se oprește aici, scapăm de alta, scăpăm de toate până într-o zi. Și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească, a lui să fie slava în veci de veci. La scena morții lui Pavel, la decapitării lui, nu putea să fie torturat pentru că era cetățean roman, dar a fost decapitat. Nero, adică însuși iadul la un moment dat, este, se potignește, se oprește. El cunosc pe Pavel, spune un, un diavol. Nero se oprește pentru prim... nu, nu este cunoscut un alt caz, afară de al lui Pavel, care neros oprește să se gândească. El nu gândea. Întâi executa pe cineva și apoi se gândea. Și nu l-a executat. Și a trecut un timp de har pentru Evanghelie. Vă mulțumesc, zice Pavel către Filipeni, v-ați rugat să vă fiu dat, v-am fost dat. Pentru mine aș fi mai de folos să închei acum, pentru voi e mai de folos să continuăm. Și atunci aleg lucrul acesta, spune el dar cuvântul lui Dumnezeu îl arată ca unul care calcă aceste ape singur cu Dumnezeu. A fost scos izolat, probabil cineva care îi dădea hrană și apă acolo, îi s-a permis să vadă sfârșitul lui. Cel mai însemnat lucru care a izbit privirile executorului, călăilor care erau acolo, care a celor care l-au executat și ale celor care erau prezenți, o mână de oameni, în cât mai mare liniște unde am dosul unei barăci, să nu fie văzut, auzit. Era frică lui Nero de mărturie Evangheliei, era frică de Dumnezeu despre care vorbea omul acesta și cu toate acestea răutatea din el a fost mai mare decât frica de Dumnezeu. Și atunci a ales drumul acesta. Acolo, lucru care, care i-a impresionat pe cei care l-au executat pe Pavel, a fost felul lui de a-și ierta ucigașii. El a sfârșit asemenea Domnului Hristos, să nu îi se țină în seamă păcatul acesta. Aceasta a fost expresia lui. Îl întreabă Dumnezeu din cer. Ai o ultimă dorință? Care-ți e ultima dorință? Îl întreabă pe el. Și el nu are dorința să-i dea palatul lui Solomon sau. ci spune, tata, mai am o, o ultimă dorință. Care e ultima dorință? Ultima dorință este să ierți pe băieții ăștia care mă execută. Și Dumnezeu l-a ascultat. Cine știe la ce fel de întâlnire o să asistăm într-o zi între cine și cine? Cine e acolo? Des... Numai bunul Dumnezeu știe aceste lucruri. Ce știm noi, cu siguranță? este că niciodată nu vom dărui viața noastră pentru ceva care este de mai puțin preț decât viața noastră. Nu. Ci totdeauna vom fi gata să dăruim viața sau timpul sau pentru lucrul acela pe care îl considerăm mai prețios decât viața noastră. Avem multe lucruri pe pământ, facem multe lucruri pe pământ ocupați permanent. Nepoata mea are chiar o prietenă pe care o cheamă Bizi. Așa i-a pus maică sa numele. Bizi. Și atât mi-a spus nepoata că e o fată nemaipomenită decât că nu cântă frumos. Asta e singura problemă. Dar în rest a zis că e o fată extraordinară. Dar și pe noi ne poate chema bizii. Dacă dăm și vorbim la TV, ce faci? Și în loc să spui cum te cheamă, zici Ocupată. Ocupat. Da. Iubiții mei, suntem cu multe lucruri busy pe fața Pământului, Mântuitorul a spus un singur lucru trebuiește. Care este acela? Domnul a stat lângă mine. Prezența lui Dumnezeu este aceasta. Și de ce un singur lucru trebuiește? Pentru că un singur lucru vom lua cu noi de aici. Eu v-am spus, am venit gol aici, mă întorc gol în apă, știu bine că nu iau cămile cu, cu mine sau nici atât. Știu precis că... Dar cu mine se va întoarce doar nădejdea mea în Dumnezeu. Ea merge cu mine acolo unde plec eu. Ăsta e singurul lucru care rămâne. Fac un singur lucru. Un singur lucru trebuiește. Că dacă este acesta, toate celelalte sunt date pe deasupra. Dar dacă acesta nu este, indiferent ce bizi am fi noi, cu ce pe pământul acesta, este zadarnic. Și dintre toți prietenii și prietenii prietenilor noștri, la sfârșit vom rămâne cu unul singur. Doar cu unul singur despre care Pavel scrie în 2 Timotei, capitolul 2, 1, versetul 12. Știu în cine. Știu în cine. Nu în ce. Nu. Știu în cine. Am crezut sunt convins că el are puterea să păzească ce i-am încredințat. Pe ce e încredințat? Familia sau biserica sau ce e încredințat? În mâinile tale îmi încredințez sufletul. El are putere să păzească ce i-am încredințat. Și dacă păzește acest lucru, tot ce am încredințat eu lui este păzit de Dumnezeu. Are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Și nu numai mie, a citit frumos Denis, nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit, cât iubit venirea Lui avem cântarea aceea mai dulce ca viața îmi e voia ta. Așa să ne ajute Dumnezeu. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru această cinste și această onoare de a putea închina viața noastră bunătății tale, Doamne, frumuseții tale, harului tău care este peste noi atât de felurit. Îți mulțumim că primești darul vieții și ființei noastre și dă-ne putere, Doamne, să aducem o jerfă bine primită înaintea lui Dumnezeu. Fă ca Iisus să fie viața noastră și fă ca niciodată să nu ne clătinăm în încrederea noastră că Tu poți să păzești viața noastră ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Amin.